Oameni buni, după o zi de sfârșit de noiembrie extrem de însorită, zi în care ne-am bucurat aici în Calea Maior de mângâierea razelor de soare, o ultimă plimbare prin pe faleza acestui orășel extrem de cochet și extrem de frumos. Ne-a făcut o impresie bună. Este poate în top 3 orașe pe care le-am, sau de fapt orășele, nu orașe, pe care le-am văzut până acum. Cu siguranță vom încerca să revenim în timpul verii. Pare a fi un orășel tipic mediteranean. Ne aduce foarte tare aminte de orașul atât de drag nou din Ibița, și anume Santa Eulalia. Așa cum am mai spus în foarte multe ocazii, adorăm pur și simplu de fiecare dată să venim să vizităm locurile care în timpul verii sunt atât de pline de turiști, iar în timpul toamnelor târziu sau uneori chiar în timpul iernii devin pur și simplu parcă încremenite în timp. Marea, adică motivul pentru care suntem aici, și Cala Mior. Pe măsură ce descoperim Maiorca, suntem din ce în ce mai convinși că am făcut alegerea corectă venind aici, și nu ne rămâne decât să ne rugăm să avem suficient răbdare și suficient timp liber încât să ajungem să spunem: domne, am văzut absolut toată Maiorca. Profit de această ocazie ca să vă invit din nou să vă abonați canalului meu, să dați un like și eventual să și comentați, întrucât canalul meu este bazat pe un singur lucru, și anume vreau să ofer informații cât mai detaliate și informații cât mai concrete, astfel încât eventualii doritori de petrecere a unei vacanțe în Maiorca să poată să aibă posibilitatea sau o posibilitate în plus să își aleagă corect locul de petrecere a timpului liber. Știm cu toții ce înseamnă să muncești un an pentru o vacanță, știm cu toții, poate la un moment dat am pățit cu toții, să ajungem într-un loc în care prezentarea era extraordinară, dar parcă totuși locul ne-a dezamăgit. Tocmai de aceea, din dorința de a vă prezenta cât mai clar și cât mai corect date despre Maiorca, am hotărât să fac acest canal de YouTube. Insula lui Mihai vă așteaptă cu majoritatea zonelor turistice din Palma de Maiorca. Vom continua să filmăm pe parcursul iernii, vom continua să filmăm pe parcursul anului viitor. Vom avea o mică întrerupere cauzată de vizita noastră în România, însă canalul a acumulat deja suficient material video pentru a acoperi această vacanță. Așa cum am mai spus, vă invit să dați like, vă invit să dați subscribe, vă invit să comentați și să apreciați sau să nu apreciați videoclipurile noastre.